Ce faci, te aduci acasă? Da. Și traversezi podul ăsta? Da. Nu ți-e frică? Aia, puțin. Mergi mereu pe el? Da. Și nu există riscul să cazi de pe el? Nu-ți... Nu, dacă ești atent, nu. Acum e vremea frumoasă, dar pe timpul iernii, da, când atunci. E gheață, când e zăpadă. Atunci dă oameni zăpada jos, care stă dincolo de pod. De cât timp e așa podul ăsta? Este de vreun an și ceva. Ce, o altă variantă de a circula pe aici? Nu, este o rută ocolitoare, mai de vale, este o punte și acum. Și înainte de podul ăsta, pe unde traversați? Făceau oamenii punți aici, în gări. Și trece toată lumea din... Da. Sau copii, da, cine mai trebuie? Lumea care stă dincolo, treci pe aici. A avut loc un accident vreodată, ce știi? Da. A avut, a căzut. Un om. Și ce a pățit? A murit. Ți-e frică să traversezi podul ăsta? Da, da, uneori când bate vântul, e riscant. Caz jos. Și atunci ce faci? Riști să treci pe el sau mergi pe altă parte? Atunci, na, da, n-ai pe unii, nu mai treci. Că prin gârla mare, rece. Rămâi acasă sau treci în altă zi? Da, nu, că eu stau în parte peste pod, dar acum am treabă în partea asta. Da, și trebuie să treci mereu. Ar fi util un pod aici, dacă ar fi terminat. Da, da, ar fi ca lumea. Și nu ți-e frică să traversezi podul ăsta? Nu. Ai mai trecut pe el? Unde te duci acum? Acasă, la casa e de acolo. A, și treci în fiecare zi? Da. Te duci la școală? Da. Și n-ai emoții când bate vântul, când e vremea mai urâtă? Nu. Când e vremea mai urâtă, mă trece tata, până când e vremea bună, nu. Nu mi-e frică. Mai sunt și alți copii care sunt merg cu tine pe aici, de la școală? Este aia din... Nu știu cum îi spune acolo, la dealul ăla. Pănăruși. Acest pod la care ne aflăm la ora aceasta a început în 2006 prin ordonanța 7 a Guvernului României. Deci s-au finalizat o parte din lucrări în 2008 prin montarea acelor grinzi care se află în spatele nostru. Din 2008 încoace nu s-a mai efectuat niciun fel de lucrări și nici nu au fost alocați bani de la Guvernul României pentru continuarea construcției. Care a fost motivul pentru care nu s-au mai alocat fonduri? Motivele nu prea știm, probabil că și natură politică și de altă natură, dar de atunci până la momentul de față nu am primit niciun leu din partea Guvernului. Acest pod face legătura între ce... Deci, acest pod face legătura între satul Năruja, satul de centru al comunei Năruja și satul Podul Stoica, sau Cătunul Podul Stoica. Acest pod a reprezentat cândva o legătură între Vrancea istorică și zona de șes a județului Vrancea. Deci pe aici se tranzitau căruțele, autovehicule spre Focșani, Odobești și unde aveau proprietăți cei din zona de munte. Podul nu este finalizat și sunt doar aceste traverse. Nu este un risc pentru oameni să circule pe ele? Văd că circulă și copii și... Da, este un risc foarte mare, dar nefiind altă cale de acces, dumnealor o folosesc pentru tranzit, atât copiii cât și oamenii din zona Podul Stoica. Nu există o altă posibilitate de a evita acest traseu periculos? Deci nu există altă posibilitate, doar că iarna se trece pe gheață sau în situații când montăm punți din lemn provizorii, dar după aceea vine apa mare și le ia și rămân tot la fel fără zonă de acces. Au fost accidente din cauza acestui pod? Da, a fost un accident, din păcate, cu o victimă. Persoana respectivă a decedat. Pe loc, a fost dus la București. În urma accidentului a decedat la Spitalul Florească la București. Când s-a întâmplat acest accident? Anul trecut, în primăvară. Există șanse să reia finanțarea acestui pod? Da, din câte se pare, vom avea șanse anul viitor. Se pare că suntem pe lista de investiții la Ministerul Dezvoltării. Acum rămâne văzut dacă își materializează promisiunile. Soluții din partea autorităților locale să finanțeze primăria de la bugetul local există? Soluții nu există, fiindcă bugetul, fiind o localitate foarte mică, bugetul este mic și ca atare nu putem suporta cheltuielile pentru finalizarea construcției. Cât s-a cheltuit până acum și de cât ar mai fi nevoie pentru finalizarea podului? Deci s-au cheltuit în jur de 39 de miliarde și ar mai fi, în bani vechi vorbind, și ar mai fi nevoie cam de circa 90 miliarde în bani vechi. Până la reluarea lucrărilor înseamnă că oamenii vor circula pe riscul lor. În aceleași condiții ca și până acum, pe riscul dumnealor.
Cum vă descurcați cu traversatul cu podul? Foarte rău, foarte greu, foarte greu. A fost manec de 5-6 ori. A murit un om acum recent, tânăr, tot a căzut pe pod. Grinzele nu sunt stabilite între ele. Dacă dă un cutremur, praf se face, cade jos tot. Avem 5-6 ani de când a început și nu se termină. Nu știm care e viața și care, a cui suntem noi și cine e stăpânul nostru.